Prieteni, astăzi vreau să vorbim despre un subiect pe care evităm să-l împărtășim cu altcineva, pentru că avem această impresie greșită că vom fi percepuți ca niște oameni slabi. Eu cred că din contră, să vorbești despre lucruri de genul acesta arată că ești o persoană puternică și curajoasă. Sentimentul de nu sunt suficient de bun. Mi-aș dori să arăt mai bine. Mi-aș dori să fiu mai deștept, să reacționez diferit în anumite situații și să mă întorc în trecut ca să schimb unele lucruri care mă vor face să mă simt mai bine în prezent. Toate acestea intră într-o categorie numită complex de inferioritate, adică te simți inferior comparativ cu altcineva. Iar asta se poate întâmpla pentru orice domeniu și orice lucru. Aceste sentimente de nu sunt suficient de bun vin din cauza faptului că suntem diferiți și avem calități diferite prin urmare, adică un tâmplar știe să tâmplorească, dar și-ar dori să și cizmărească, așa cum și un cizmar știe să cizmărească, dar și-ar dori să și tâmplorească. Și uite așa, tâmplarul crede că este inferior cizmarului pentru că nu știe să cizmărească. Iar în acea situație este și cizmarul pentru că nu știe să tâmplărească. Din asta rezultă faptul că absolut toți oamenii trec prin acest sentiment din când în când. Nu contează cât de frumoși, bogați sau cât de buni ar fi într-un domeniu. Noi oamenii avem această boală genetică de nu contează cât de abundență am avea, mereu vrem mai mult și mai mult și mai mult, neglijând ceea ce avem deja bun. De aceea poate câteodată când mă uit în oglindă, mi-aș dori ca poate fața mea să fie mai netedă, dinții mei mai albi, nasul meu mai mic. Dar sunt conștient că această perioadă este temporară și o să vă spun acum ce fac eu ca să trec prin ea mai ușor. Primul lucru pe care îl fac, poate nu credeți, este să mă duc la frizerie și să mă tund. De fiecare dată când am avut un soare fresh și vine cineva la mine, sunt ceva de genul: ce este? Vrei și tu autograf? Încearcă și tu, îți garantez 100% că o să funcționeze. Al doilea lucru pe care îl fac este să-mi aduc aminte că această gândire nu este productivă și să nu mă concentrez pe lucruri pe care nu pot să le schimb. Nu pot să-mi fac nasul mai mic, așa că de ce să mă preocup pe asta? Mai bine mă duc la sală să-mi fac corpul frumos, mai bine citesc ca să aflu informații noi. Nu e productiv să te concentrezi pe lucruri asupra cărora n-ai niciun efect, asta este părerea mea. Iar ultimul lucru este să-mi aduc aminte să mă compar cu mine, nu cu alții. Ascultă, e prea puțin important ce cred ceilalți despre tine. Ceea ce contează este ce crezi tu. Demonstrează-ți ție că ești un om demn și demonstrează-ți ție că ești un om suficient de bun. Mi-am mai spus asta și înainte. Dacă nu sunt critici constructive, nu le asculta. În final vreau să spun că ești frumos sau ești frumoasă dacă ești fată. Poți realiza lucruri mărețe dacă îți pui ambiția și ești suficient de bun. Da, oameni, acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, vă rog frumos să-l distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o, și să-mi dați un follow la Iacobescu ID pe Instagram. Eu am fost... Stai puțin, că am ceva să vă arăt. Cine mai are sticker cu Florin Salam în România? Spune-mi tu! Adevărat! Eu am fost Edvait sau Edin și până data viitoare, nu uita, pune o reușită, un rateu. Pa, pa!